Anul acesta, Ziua Marinei a fost celebrată cu fast în portul din Drobeta, Turnu Severin, iar pentru prima dată au fost organizate o serie de activități pentru toate vârstele. Acestea au început dis de dimineață și s-au încheiat noaptea cu un spectaculos foc de artificii. Directorul coordonator al CNAPDF Giurgiu, Alexandru Cojocaru, este extrem de mândru de acest eveniment și ne promite că reprezintă doar începutul unei frumoase tradiții a portului din orașul nostru. În ciuda vremii capricioase, foarte mulți severineni s-au adunat în portul din Drobeta, Turnu Severin, pentru a celebra Ziua Marinei. Marina este o parte vitală a identității noastre naționale, fiind un simbol al independenței, suveranității și capacității noastre de a proteja interesele și valorile noastre. Astfel, în portul din Drobeta, Turnu Severin a fost celebrată Ziua Marinei cu mare fast, aceasta începând dis de dimineață cu momentul militar-religios, iar apoi autoritățile au luat cuvântul rând pe rând. Președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu a luat cuvântul în fața oamenilor prezenți în port. Acesta s-a bucurat să vadă că oamenii au participat într-un număr foarte mare la activitățile de divertisment, dar și la momentele solemne, semn că aceștia prețuiesc tradițiile și simbolurile care ne identifică ca popor. Suntem astăzi aici, într-un spirit de mândrie și recunoștință, pentru a sărbători Ziua Marinei. Un moment special în calendarul național în care onorăm dedicarea, curajul și sacrificiul marinarilor noștri. Marina este o parte vitală a identității noastre naționale, fiind un simbol al independenței, suveranității și capacității noastre de a proteja interesele și valorile noastre în larg. Această zi reprezintă o oportunitate de a-mi exprima gratitudinea față de marinarii noștri, care înfruntă cu curaj și dăruire provocările mărilor pentru a ne proteja și a ne servi. Să privim spre viitor cu încredere și să continuăm să sprijinim dezvoltarea și modernizarea forțelor noastre navale, astfel încât să putem păstra o prezență puternică și influentă în cadrul comunității maritime globale. Vă doresc multă sănătate tuturor și să vă bucurați de evenimentele organizate astăzi în portul Drobeta, Turnu Severin. La mulți ani marinei române, la mulți ani marinarilor noștri, multă sănătate și împliniri celor care astăzi își sărbătoresc ziua onomastică. De asemenea, în alocuțiunea rostită, prefectul Alin Isuf a prezentat atât semnificația religioasă a Sfintei Fecioare Maria, cât și importanța marinei comerciale și militare în dezvoltarea structurii portuale. Parcurgem astăzi o zi deosebită, o zi cu puternice semnificații religioase și istorice. În primul rând, este o mare sărbătoare creștinească. Totodată, astăzi, așadar, este și ziua marinarilor, oameni dârzi, oameni pricepuți, oameni cu caractere puternice, oameni care ne poartă simbolurile naționale pe mări, pe oceane, pe fluvii. Și o fac, pot spune, cu un alt spirit civic și patriotic. Și în mod special le urăm marinarilor noștri curajoși, multă sănătate, succes și același caracter drăguț cu care ne-a obișnuit de-a lungul timpului. Senatorul Liviu Mazilu, prezent la acest eveniment, a fost încântat de faptul că a văzut atâta lume în portul din Drobeta, Turnu Severin și l-a felicitat pe directorul coordonator CNAPDF, Giurgiu Alexandru Cojocaru, pentru toată implicarea de care a dat dovadă. În primul rând, sunt foarte încântat că s-a reluat organizarea acestor jocuri marinerești în această zi festivă pentru toți marinarii, pentru portul din Drobeta, Turnu Severin, și vreau să-l felicit pe proaspătul director al portului, pe domnul Cojocaru, pentru că iată a avut această inițiativă și a primit sprijinul autorităților locale, al domnului primar Screciu, și în colaborare cu celelalte instituții de aici din port a reușit să organizeze acest lucru. Sunt încântat să văd, în ciuda vremii nu foarte prietenoase, să văd foarte multă lume aici, copii, vârstnici, mulți părinți și chiar, iată, turiști străini care se bucură să vadă că și în Drobeta, Turnu Severin este un loc în care se întâmplă lucruri frumoase, lucruri importante, lucruri minunate. E o zi importantă și din punct de vedere religios, evident. Atât de multă lume încântată, bucuroasă, care urmărește cu interes jocurile marinărești,
înseamnă foarte mult în respectarea tradiției. Fie că este vorba despre patrularea frontierelor, lupta împotriva traficului ilegal sau intervenția în situații de criză, marina noastră rămâne o forță indispensabilă pentru stabilitatea țării noastre, iar contextul generat de războiul din Ucraina ne obligă să conștientizăm fiecare pericol. Deputatul PSD Mehedinți, Alin Chirilă, a felicitat toate autoritățile implicate în realizarea acestui eveniment, care va deveni o tradiție pentru severineni. O zi foarte importantă pentru noi, pentru români. După cum bine vedem, sunt foarte mulți cetățeni și severineni, mehedințeni, precum și, am înțeles, foarte mulți turiști din Germania, Austria, din zona aceasta. Ne bucurăm foarte mult, fiindcă, în sfârșit, copiii noștri, cetățenii severinului, pot vedea ceea ce am văzut și noi când eram copii. De asemenea, la eveniment a fost prezent și secretarul de stat Bogdan Simcea, care a scos în evidență importanța acestor evenimente pentru comunitatea noastră. Aș dori să felicit și directorul coordonator al acestui eveniment. Totodată aș dori să felicit și autoritățile publice locale și, în primul rând, mă bucur de prezența atâtor oameni, în primul rând al severinenilor, mehedințenilor și totodată al vizitatorilor județului nostru. Pe 2 ani de zile, practic, s-a renodat tradiția de a se face aceste evenimente cu ocazia Zilei Marinei și, în primul rând, mă bucur de prezența atâtor oameni, în primul rând al severinenilor, mehedințenilor și totodată al vizitatorilor județului nostru. Portul din Drobeta, Turnul Severin, și-a schimbat cu totul înfățișarea de când la conducere a venit noul director coordonator al CNAPDF, Giurgiu Alexandru Cojocaru. Acesta a venit cu un suflu nou și cu idei pertinente menite să facă din portul din orașul nostru un loc frumos la standarde europene. A fost pentru prima dată când Ziua Marinei a fost sărbătorită în acest fel la Drobeta, Turnul Severin, iar directorul ne-a promis că acesta este doar începutul unei frumoase tradiții. Astăzi au fost prezenți alături de noi foarte mulți severineni, dar și foarte mulți turiști. Au fost activități diverse, oamenii s-au bucurat și în special copiii, după cum avem puteți observa. Vreau să mulțumesc domnului primar, primărie Drobeta, Turnul Severin, Consiliului Județean, Ligii Navale și tuturor celor care au contribuit, tuturor colegilor mei, pentru că împreună am reușit să facem un eveniment frumos pentru severineni și mă bucură faptul că acesta este un moment în care toți factorii decizionali de la nivel local, județean și național suntem la aceeași masă pentru a da din nou viață portului din Drobeta, Turnul Severin și pentru a face cât mai multe lucruri frumoase pentru severineni, dar și pentru turiștii care vin aici. După 2 ani fac revenitul la viață. Da, revenim la viață, încercăm să facem tot ceea ce putem. Sunt sigur, încă sunt lucruri mărunte, dar vreau să vă asigur de faptul că atât eu cât și colegii din compania la care lucrez facem tot ceea ce este posibil ca în perioada următoare portul din Drobeta, Turnul Severin să beneficieze de investiții importante, pentru că avem un port foarte frumos și vrem să-i fie emblema orașului așa cum era altădată. Pe lângă momentul militar-religios, în portul Drobeta, Turnul Severin s-au desfășurat concursul și jocuri cu specific marinăresc, unde adulții, dar cu atât mai mult copiii, s-au distrat de minune. Noi am venit să participăm cu mare drag, noi și toată echipa noastră de lupte, alături de copiii noștri de la secția de lupte. Noi suntem aici, vrem să vedem activitățile sportive și totodată și concertul. Da, și cred că eu am încredere în tineret și am văzut că domnul director e un domn mai tânăr și o să se gândească și să ia amploare. Totuși, portul care a fost, port comercial. Un lucru foarte bun pentru că s-au putut relua aceste activități care reprezintă o tradiție a orașului, o tradiție a portului, căpteniei Drobeta, Turnul Severin și nu numai, reprezentând, bineînțeles, Ziua Marinei, a Dormirii Marcii Domnului, care este și Ziua Marinarilor. Copiii au fost în culmea fericirii și asta s-a putut citi prin zâmbetele lor. Jocurile marinărești au încântat și i-au făcut să fie competitivi și să se distreze pe cinste. Cred că vor fi și activități pentru copii și o să ne distrăm. Sunt foarte fericită să mă aflu aici. Am observat polițiștii și jandarmii și polițiștii de la penitenciar cum au defilat și discursul domnului prefect. Știi că în seara aceasta vor fi organizate și jocuri pentru copii. Te bucură lucrul acesta? Da, cu siguranță voi participa cu mare drag. Acest eveniment a fost superb. Am avut mulți prieteni care au concurat și unii au câștigat.
Și dacă nu am câștigat, tot a fost o experiență plăcută și dacă se mai va face și anul viitor, voi participa și atunci. A fost foarte bine. Bun, aceasta a fost ultima tură. Mă bucur că putem să ne desfășurăm în urmează tura de în sarc, să important ai, e acum să acum. Cum vi s-au părut probele? Foarte frumoase. Acceptabile. Foarte frumoase. Veți mai participa și anul viitor? Eu aș vrea. Activitățile dedicate Zilei Marinei au continuat și seara, atunci când cei mici au avut parte de activități specifice vârstei lor, iar mai apoi a fost pus în scenă un spectacol de muzică populară, iar seara s-a încheiat cu un spectacol de foc de artificii. Toate acestea nu ar fi fost posibile fără implicarea directorului coordonator al CNAPDF Giurgiu, Alexandru Cojocaru, și sprijinul autorităților locale și județene.